Experții evaluatori de la Agenția de Asigurare a Calității în Învățământul Superior vor vizita Universitatea din Petroșani. Au trecut cei 5 ani în care Instituția de Învățământ Superior din Valea Jiului a fost evaluată, astfel acum va avea loc acest proces. De această dată, cei de la Universitate nu vor mai fi nevoi să scoată din visterie undeva la peste 60.000 de lei pentru acest proces de acreditare. Datorită faptului că sunt parte a unui proiect, costurile sunt suportate de Uniunea Europeană. Luna aceasta, Universitatea din Petroșani așteaptă vizita unei echipe de experți evaluatori din partea Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior. Este vorba despre reacreditarea întregii universități, un demers extrem de complex, care este repetat la fiecare 5 ani, anul acesta este rândul nostru, și am reușit să fim prinși chiar într-un proiect post-drum, care se intitulează Qualitas, dezvoltarea și consolidarea culturii calității la nivelul sistemului de învățământ superior românesc, ceea ce înseamnă că prin acest proiect sunt suportate toate cheltuielile aferente evaluării. Am fost selectați împreună cu alte 19 universități. În ce constă această evaluare? Practic se analizează toate aspectele legate de activitățile didactice, de cercetare, administrative, regulamentele, metodologiile existente și măsura în care ele sunt puse efectiv în practică. Pe lângă această evaluare la nivel instituțional, se evaluează un panel de 6 programe de studii de la fiecare dintre cele 3 facultăți din componența Universității din Petroșani. E vorba despre Facultatea de Mine cu programul Inginerie Minieră, Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică, care are în evaluare 4 programe de studii, și anume calculatoare, electromecanică, energetică industrială, mașini și echipamente, și Facultatea de Științe, care intră în evaluare cu programul de studii sociologie. Sigur, și aceste programe de studii, fiecare la 5 ani, sunt evaluate, dar cu ocazia acestui demers care vă spuneam, este complex. De regulă se evaluează un eșantion de câteva specializări. Universitatea noastră, având 25 de specializări de licență, au fost alese cele 6 să participe la această evaluare instituțională. Am elaborat rapoarte pe fiecare dintre cele 6 programe de studii la nivel instituțional și, de asemenea, organizațiile studențești care funcționează în universitatea noastră au elaborat propriul lor raport cu privire la activitatea din universitate văzută prin ochii lor. În urma acestei evaluări se va stabili și gradul de încredere a instituției de învățământ superior. Am fost evaluați ultima dată în 2009 și am obținut într-adevăr calificativul grad ridicat de încredere. Mai ridicat de atât nu există. Însă, între timp, s-a mai modificat un pic și metodologia Agenției de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, în sensul că există și calificativul încredere sau încredere limitată. Rămâne, sigur, să așteptăm rezultatul evaluării. Deocamdată suntem încrezători și sperăm că se va finaliza acest demers cu succes pentru universitatea noastră. Obiectivul general al proiectului este a dezvolta o cultură a calității bazată pe o capacitate managerială competitivă pe plan european.